La mulți ani! O primăvară frumoasă!8 martie 2018, 17 ani de ediție, a 17-a ediție, când împreună cu o echipă de femei cu suflet, doamne cu suflet și domnișoare, au pregătit pentru femeile Comunei Cumpăna doar o atmosferă caldă, o atmosferă de primăvară, oferindu-le acea floare care este simbolul primăverii, oferindu-le, sperăm noi, o după-amiază plăcută, cu muzică, dans, sperăm un meniu pregătit pentru dumnealor, diversificat, așa cum cere sezonul acesta, atât pentru români, cât și pentru musulmani, atât pentru cei ce postesc, pentru că trebuie să ne gândim la bunul Dumnezeu și Maica Domnului care ne ocrotește pe toți și să ne ierte că în Sfântul Post noi facem această petrecere, dar fiind Ziua Internațională a Femeii, nu putem să nu marcăm mama, soția, sora, iubita și tot ceea ce înseamnă sufletul și echilibru unei familii. Pentru noi aceasta reprezintă femeia, pentru noi reprezintă încă o dată jumătatea care ne dă forță să mergem mai departe. Și după cum bine vedeți, avem și tinere în sală și spun dintotdeauna, de la ele, de la tineri, îmi iau energia, îmi iau forța, de la cele cu părul alb sau cei mai în vârstă, înțelepciunea, dacă pot să spun că aș putea eu să iau înțelepciune, cât ne-ar trebui pentru ceea ce avem de făcut noi cu oamenii și pentru oameni. Tuturora le doresc sănătate, bucurie în casă, în familiile dumnealor și apoi în familia mare a Comunei Cumpăna. Și cum Cumpăna an de an și-a mărit și-a lărgit cercul de prieteni, tuturora le spun de asemenea, bine ați revenit în comuna noastră, iar dumneavoastră, parteneri de nădejde, fiți sănătoși cu echipele dumneavoastră, cu familiile dumneavoastră și să putem împreună să avem un parteneriat de nădejde pentru binele oamenilor. Pentru Ana, personal, ce vă doriți la început de primăvară? Eu, o naștere ușoară pentru nora mea, cu un copil sănătos, voi avea o fetiță, vom avea o fetiță, să fie sănătoasă și acest membru al familiei să adauge încă o petală la acea floare a familiei care să aibă încă o dată, să fie verde totdeauna, să emane un miros plăcut care să atragă ca un nucleu, ca un, nu știu cum să, ca un magnet acasă pe toți membrii familiei să avem sănătate, pace, spor și armonie în casa noastră. Asta îmi doresc. Le doresc ceea ce îmi doresc și mie, pentru că astăzi toate suntem pline de iubire. Vă iubim pe voi, în primul rând, iubirile noastre, voi bărbații și partenerii noștri. Ne iubim familiile și suntem dispuse ca împreună cu partenerii noștri să facem o familie frumoasă, pentru că simt că în această primăvară e nevoie de multă iubire, de oameni care chiar vor să lase după ei câte ceva bun pentru viitorul copiilor noștri. Ce părere aveți de ce face primăria acum până astăzi aici? Întotdeauna, de vreo 20 de ani de când o cunosc pe această doamnă, aici s-au întâmplat lucruri normale. Pentru că ce se întâmplă astăzi aici este o normalitate, este o bucurie a celor care muncesc și este o bucurie a familiei doamnelor din Cumpăna,
care, indiferent de zi și greutatea problemelor, vor ca noi cumpenenii, și spun așa fiindcă mă simt fiică a acestei comune, să ne simțim bine acasă. Stile și luci, elere și mări. Numele la tine, cel mai scune mie. Crede-mi că astăzi e cu dragă scris. Astăzi este ziua ta, eu strimit felicitare. Femeia este totul. Este ziua internațională a femeii, zi sărbătorită în 63 de state în lume, și femeia româncă este un simbol oriunde s-ar duce. Vreau să ne spuneți ce părere aveți de evenimentul organizat de primărie astăzi aici. Este normal să se organizeze ceea ce se organizează. Grijă de femeile din comunitatea lui, nu numai atunci când e vorba de ajutoare, nu numai atunci când e vorba să le cerem, ci să avem grijă să le respectăm și să le sărbătorim. Mai,